Domnul Beca, vă rog, nu blocați cabinele, vă rog, nu blocați cabinele. Hai, acolo, acolo, așa, da. Și dumneavoastră, hai, vă rog, doamna Udrea? Mulțumim frumos! Mulțumim! Cu cine ați propus? Întotdeauna anti-PSD și anti-Ponta. O altă întrebare. Avem o altă întrebare. Ați auzit declarația ministrului afacerilor de externe în România? Nu. S-a spus că la Paris nu este nicio problemă și se desfășoară foarte bine voturile. Păi, ca dovadă că oamenii sunt rupți de realitate, este că aici mai sunt sute de oameni care nu pot vota și cu toate acestea în țară se spune că s-a terminat votul. Cu toate că de dimineață a fost și a făcut o declarație chiar la Paris, n-a vrut să recunoască în țară. Dar guvernul trebuie să le facă, eu aș fi vrut. În ce scuze, am răspuns cu Iban, am unde așa. Deci de dimineață a făcut o declarație de presă chiar în ambasadă la Paris și a spus că mulțumește tuturor că sunt de dimineață prezenți și iar în țară declarația s-a schimbat. Ce părere aveți? Că întotdeauna ei au un dublu discurs. Una este între oameni și alta este la televizor. Aveți curajul să spuneți că Ponta este de vină? Bravo!